Bună dimineața, lumina lumii, dragi frați și surori! În următoarele 3 minute am ca obiectiv să vă las pe ziua de astăzi cu cel puțin un gând. Psalmul 53 este citat de către Pavel în capitolul 3 în epistola care îl trimite romanilor ca să argumenteze faptul că fiecare persoană de pe pământul acesta este supusă greșelii sau în alt termen a păcatului și astfel să arate în lucrarea lui că au toți nevoie de un salvator. Însă pe mine m-au interpelat alte două teme din text care le-am putea numi portretizarea a două atitudini ale oamenilor. O să citesc cele două versete care sunt centrale temei de astăzi. Nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Dumnezeu își pleacă privirea din cerul peste fiul omului ca să vadă dacă există vreunul care să aibă înțelepciune, vreunul care să-l caute pe Dumnezeu. Așadar, de o parte avem nebunul și negarea de Dumnezeu și pe de altă parte avem înțeleptul și căutarea de Dumnezeu. Dacă ne raportăm la spusele Eclesiastului să vedem ce înseamnă înțelepciunea, zice că începutul ei este frica de Dumnezeu. Dacă ar fi să explicăm de ce ar trebui să ne fie frică de Dumnezeu, logic, reacția noastră cea mai naturală în fața unei divinități care face ce vrea, cum vrea și când vrea, ar fi să ne fie frică. Cu alte cuvinte, să-ți fie frică de o asemenea măreție, revine să îi recunoști suveranitatea ei în cel mai profund sens. Pe de altă parte, nebunul e nebun pentru că nu are o astfel de reacție și nu are frică de Dumnezeu în el. Însă versetul 6 presupune că atunci când nu ai frică de Dumnezeu, ești îngrozit de alte lucruri. El zice, chiar acolo unde sunt, se vor îngrozi foarte tare, fără să fie vreo pricină de groază. În aceeași ordine de idei, Derek Prince zicea că de ce îți este frică, acela este Dumnezeul tău. Și în Geneza 31:42, Iacov îl numește pe Dumnezeu groaza lui Isaac. Aceste adevăruri și avertizmentele care vin cu ele, faptul că de ce îți este frică, este Dumnezeul tău, sunt valabile pentru toată lumea. Psalmistul poate vorbi despre mine când vorbește despre acel nebun, dacă sunt momente în viața mea când sub presiune de frica unor evenimente nu recunosc suveranitatea lui Dumnezeu în situația respectivă. Așa că, ca să analizăm credința noastră într-un anumit moment, dacă vrem, am putea să ne întrebăm de ce îmi este mie frică. Ca să rezumăm, înțeleptul recunoaște și ajunge la comuniune cu Dumnezeu, iar nebunul neagă și trăiește în alte frici. Mă rog ca Dumnezeu să ne găsească în aceeași voință care este descrisă în versetul 2 și El să ne crească în înțelepciune. Fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă ocrutească! Te voi lăuda cu tot ce-s.
Yeah.